facem cunoștință cu Dionis Iarovoi, un tânăr talentat, originar din Republica Moldova, care transformă orice tip de desert în adevărate opere de artă. E cunoscut pentru figurinele sale remarcabile și din marțipan și pastă de zahăr. El și-a stabilit de ceva timp reședința în Regatul Unit, unde a și fondat o școală de cofetari. Care a fost drumul său către succes, aflăm chiar acum, pentru că am luat legătura cu Dionis și îl salutăm. Bine te-am găsit! Hello! Adică, na, ok, limba română oricum nu se uită, e la ea acasă, chiar dacă ești în UK. Bună ziua, bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Ia spune-ne, te rog, Dionis, de cât timp ești acolo în Marea Britanie și cum ai decis totuși să pleci din Moldova? Deci, în Marea Britanie sunt mai mult de 4 ani, dar am început meseria aceasta, pot să zicem așa, din copilărie. Deoarece noi, 4 copii și doar cu mama, știți cum, nu ne permiteam toate jucăriile care le doream. Însă și am găsit o modalitate, am descoperit plastilina și îmi doream o jucărie, mi-o modelam singur, o aveam. Apoi, după ce am terminat colegiul de industrie ușoară, trebuia să-mi găsesc un job și am plecat la Moscova, acum ca și toți tinerii, în căutarea unui job, să facem un bănuț. Primul job care l-am găsit în Moscova a fost artist în modelare. Eu am intrat la ei pe website, m-am uitat și zic, am văzut niște figurine pe torturi, cam urățele, cam nu știu ce acolo, zic, păi iar aș putea face și eu. M-am dus la ei, am făcut o figurină, au zis, păi tu ești a nostru, de ce nu? Faci mai bine decât noi. Cam așa ar fi, nu? Da, cam așa. Am început acolo meseria, cu încet m-am mutat la un job, la altul, până am devenit brand chef în Moscova, într-o companie foarte mare. Apoi aveam în echipa mea peste 300 de angajați, care eu duceam designul, îi învățam. Știți, ca un artist, ajunge momentul când trebuie să schimb ceva, că merge una și aceea și trebuie să lucrez singur pentru mine, ar fi dorit. Și m-am mutat în UK, unde aici iarăși am început de la zero, când lucrând la unul, la altul, apoi au fost tare multe cereri pentru a învăța tehnica mea de modelare, deoarece este unică. Și zic, păi trebuie să deschid o școală pentru asta. Și cu încet am deschis un studio, am început de la zero, așa, pentru că niciodată nu e târziu să începi ceva de la zero. E important să știi exact ce îți dorești și dacă îți dorești ceva tare mult, cu siguranță reușești și ești un exemplu în acest sens. Eu trebuie să recunosc în acest moment că cumva sunt impresionat de istoria ta, pentru că nu a fost una tocmai ușoară. Adică să ajungi ușor așa, treptat, să crești, trebuie să vrei și să-ți dorești tare mult acest lucru. Bravo ție și succes în tot ceea ce faci. Câți discipoli ai și cum a început epopeia cu școala asta? Adică, dacă, nu știu, ți-a fost atât de ușor să o deschizi? Deci, să știți, nimic nu este ușor în ziua de azi. Trebuie să fie dorințe, răbdare și putere. Că totul vine, fiecare încercare care ți-o dă Dumnezeu, asta este o încercare pentru tine însuși, ca să poți demonstra că poți trece peste toate etapele astea grele. Și am început totul practic de la zero. Am găsit o încăpere, am început a face un bănuț, cumpăram ceva. Și până am făcut tot echipamentul care l-am în studio și am început a primi elevi deja la școală. Și sunt cereri, să știți, că nu doar din Regatul Unit, dar din toată lumea. Acum avem de plecat în Budapesta, în Italia, Roma, în București, Australia, America, Belgia, Polonia, iarăși România, în Germania, în Brazilia, Canada, Indonezia. Astea toate sunt pe 2024. Călătoriile cu masuri. Impresionant! Uite, vedem imaginea acum de la atelierul tău, de la ceea ce faci. Eu trebuie să recunosc că, într-adevăr, sunt figurine care impresionează de-a dreptul și văzând astfel de figurine, bine, ele nu sunt doar pentru un tort sau anumite tipuri de prăjituri. Ele pot fi consumate, bănesc eu, și așa, adică în starea în care sunt ele. Dar arată bine, arată foarte bine. Deci e într-adevăr un talent aici, pentru că talentul ăsta sau te naști cu el sau simplu... Bine, de dezvoltat îl dezvolți, dar e mai greu. Eu sunt convins că tu te-ai născut cu el. Spune-ne, te rog, de la ce vârstă? Ai și copii ca elevi sau nu? Sau doar din ăștia mai mari?
Da, deci noi avem canal de YouTube unde am început un mic show cu copii, deci vin copii de la 4 ani în sus și facem așa masterclass-uri, căci copiii foarte mult iubesc să modeleze și eu iubesc să lucrez și cu copiii, ca și cu maturii. Și facem show-uri la Cake International unde facem masterclass-uri gratuite direct la show, unde fiecare poate lua parte, noi alegem persoanele din public și facem masterclass-uri. Însă și cu copiii este ceva deosebit. Copiii își exprimă părerea, își exprimă momentele, zâmbitul, nimic nu este fals la ei și asta este o bucurie pe suflet. Nici nu vă imaginați cât de plăcut este când un copil arată zâmbitul, ți-l arată pur și curat. Cei care nu au copii sau cei care nu au lucrat cu copii, bun, ne înțeleg, dar cu alte emoții, pentru că și eu înțelegeam pe unii când îmi povesteau despre copii, până în momentul în care nu am ajuns să am copii. Acum când îi am, înțeleg despre ce vorbești tu cu, sau care sunt emoțiile tale. E într-adevăr un lucru absolut minunat. Spune-mi, care a fost cea mai complexă lucrare a ta, pe care ai făcut-o cea mai mare, dacă putem vorbi de acest lucru, și în mediu cam cât ar costa de la una mică până la una mare? Adică, care ar fi costurile? Chiar sunt curios. Deci, știi de ce te întreb? Te întreb în condițiile în care eu am văzut, într-adevăr, lucrări fascinante și unele din ele, ceea ce ai tu în spate, sunt făcute de tine, nu? Da, toate sunt de mine făcute. De-aia și te întreb, că am văzut acolo mai mare un pic așa. Da, deci cea mai mare compoziție a fost, nu a fost doar una, dar a fost patru când am început eu în UK, încă nu aveam școala. Deci am hotărât să particip la Cake International, se face din toată lumea, vin toți artiștii, cei mai mari, cei mai puternici. Și am hotărât să fac patru compoziții unde am luat patru medalii de aur și una de argint. Alea au fost cele mai mari, asta a fost undeva cu 4 ani în urmă. Apoi, alea, să zicem că au fost cele mai mari. Apoi, în studio aici am făcut Draconul ăla, care din Lord of Rings, și mai am aici, Pirate of Caribbeans. Apoi, legat de preț. Prețul, iarăși, depinde de complexitate. Cât de greu e complexitatea compoziției, începând cu un Mickey Mouse, un ursuleț, terminând cu o corabie sau un dracon. Vă dați seama, este și timpul, este și materialul, că materialul din ce se elaborează ele, sunt foarte scumpe și de calitate, că sunt din Italia toate. Și să vă zic, prețul, iarăși, depinde de compoziție, nu poate da, fi... Evident lucru, cel mai ieftin și cel mai scump cât a fost, de exemplu? Din pură curiozitate, ca să încurajăm cumva pe alții care poate vor să-ți calce pe urme sau chiar vor să vină la tine la școală, să învețe meserie și după aia să se dezvolte. Nu cred că tu ai fi omul ăla care ar fi împotriva cuiva care se dezvoltă. Deci, ca să vă zic așa, ca idee, iată așa, un înger ajunge la 600 de lire. Wow, dar e impresionant. Uite la el. Tot sunt edible, tot este comestibil. Superb. Mă, mie mi-e jale să-l mănânc. Adică la cum arată el, cum să mănânci astfel de creație, astfel de operă. E multă muncă aici. Cât timp ți-a luat să-l faci? Deci, cam o zi jumate. Nu mai mult. Mâna ți-e dată și deja dacă știi tehnica e creată însăși de tine, atunci mâna se duce la fugă și când ai în spate o muzică care e plăcută, te inspiri complet, intri în lumea te motivează. Asta. Da, desigur, te motivează, îți vin și alte idei și dacă mai ai și pe amici care, uneori cu toate că sunt mici așa, s-ar putea să-ți dea idei pentru proiecte mari. Că ăștia mici au destul de multă imaginație și creativitate. Spune-ne, te rog, printre elevii tăi, cei care învață de la tine această artă, pentru că într-adevăr e o artă, ai și moldoveni de-ai noștri. Știu că în Marea Britanie sunt stabiliți, nu știu, oameni din aproape toate colțurile lumii. Din ce țări ai elevi, discipoli? Deci, din Republica Moldova am foarte mulți elevi. Când vin la masterclass, vin din Republica Moldova, din România și uneori când fac câte o grupă de masterclass, sunt nevoit să predau în 3 limbi odată, deoarece sunt care vorbesc rusa, sunt din Ucraina, Lituania, Polonia, să zicem așa, sunt România, Moldova și sunt United Kingdom și sunt nevoit în 3 limbi. Dar să știți că moldoveni am foarte mulți.
Foarte mulți. Și, dar din întreaga lume, să zicem, peste 80 de țări care au fost, care au luat cursurile mele. Fantastic. Uite, eu mai știu un detaliu despre tine. Știu că ești atât de dedicat pasiunii încât ajungi să nu mănânci chiar zile întregi. E cheia succesului sau care e motivul? Pentru că îmi dau seama că aceste creaturi tu le faci, le modelezi, le dai viață. Până la urmă, ele sunt niște creaturi care sunt cu viață. De ce? Pentru că sunt făcute cu pasiune. Cât timp nu mănânci și de ce? Pentru că marțipanul și ceea ce faci tu, evident, lucru bun. Tu ești cumva familiarizat. Sunt de ale tale. Da, deci când creez o compoziție, când este dată complet de la suflet, atunci, începând a o face, eu uit totul, de lume din jur, de probleme, de casă, de masă, de somn, de totul. Eu până nu o văd finisată, eu nu mă las. Pot să nici nu dorm și nici să nu mănânc. Nu-mi trebuiește mâncare. Că mâncarea mea este arta, ceea ce o creez. Și iarăși am inspirația mea în muzică, că eu doar din muzică mă inspir. Doar din muzică. Și altceva nu trebuiește nimic. Dar ce muzică asculți? Ce muzică asculți? Ce te inspiră? Deci, începând când fac creaturi de astea de draconi, îngeri, sunt soundtrack-uri din filme de astea care fantasy, Hans Zimmer, muzică clasică, muzică instrumentală. Deci când trebuie să am energie mai multă, lucrez la ceva proiecte, roboți, chestii de astea, ascult melodic techno sau trans muzică. Armin van Buuren, cunoașteți, este cel mai... Cu siguranță, na, nu ai cum să îl cunoști. Adică, bun, nu sunt eu atât de bătrân ca să îl cunosc pe Armin. Unul din legendarii DJ de pe Mapamond. Vreau să te întreb dacă ai avut cumva, poate, au apelat la tine anumite vedete sau oameni din ăștia care sunt cunoscuți de toată lumea, pentru că ar fi păcat ca operele tale să nu ajungă și la acei oameni, cu siguranță, mai ales că ei știu că sunt tare rafinați și exact așa sunt și ele. Da, am avut multe cereri de la, dintre care nu le pot spune care sunt, că practic nici eu nu-i cunosc, sunt de aștia cu milioane, miliarde în buzunar. Dar așa, dintre vedete, începând cu fotbalistul Zinchenko, care joacă în Arsenal aici, a fost chiar și aici în studio, am undeva o poză cu el. Wow. Apoi chiar și reginei, când a fost în viață, am făcut un tort undeva un metru jumate avea și deasupra era biustul ei și câinii ei preferați erau la bază la tort. Apoi lui Harrison Ford i-am făcut și am mai fost din ei, practic nu mai țin minte. Știți, pentru mine nu importă, pentru regine, pentru vedete, pentru mine fiecare client este la fel. Cum fac calitate la unul, așa fac calitate și la altul. Că zâmbetul pe față la toți este la fel. Absolut. Și pentru mine asta e, să văd zâmbetul lor. Zâmbetul și emoțiile, pentru că nu ai cum să vezi o astfel de creatură, o astfel de operă de artă pe care o faci tu și până la urmă să-mi spui, bă, ce bine arată, wow, adică să nu-ți exprimi emoțiile. Dionis, mi-a făcut o deosebită plăcere să discut cu tine, să te cunosc, să facem cunoștință cu ceea ce faci tu la absolut toată lumea care ne urmărește. Îți dorim ție succes pe viitor. Chiar dacă ești departe acolo, ne bucurăm tare mult că ți-ai găsit totuși nișa ta și ești bine, ești ok. Îți urăm succes în tot ceea ce faci și poate într-o zi te gândești dacă sunt perspective să revii aici în țară, să, că și de aici se poate de făcut ceva. Da, o să încercăm și eu vă mulțumesc din tot sufletul și vă așteptăm toți moldovenii să veniți să vizitați studia noastră de IK Studio în Londra, așa că vă așteptăm cu brațele deschise. Vă mulțumesc frumos! Cât despre studio, ai acolo un mini-muzeu sau cum? Da, este galeria în spatele meu, asta este galeria toată. Am înțeles, de-aia și stau toate în spate. Eu mă gândeam că e un cabinet al tău personal așa, dar acolo poate să vină lumea să te viziteze. Cei care sunt acolo, treceți pe la Dionis sau dacă mergeți cumva în Londra, neapărat luați legătura și treceți să vedeți aceste opere de artă. Mulțumim tare mult, succes și ne mai vedem! La revedere!